După ce la sfârșitul lunii iulie, Casa de Asigurări de Sănătate Gorj anunța farmaciile că plafonul destinat anului 2011 a fost epuizat, conducerea casei anunță acum că în cel mai scurt timp unitățile farmaceutice își vor primi banii. În ședința de ieri, prin rectificarea bugetară, guvernul a suplimentat sumele destinate sistemului de sănătate. În ședința de guvern, într-adevăr, s-a aprobat rectificare de buget pentru Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Suma se ridică undeva în jurul a 15.000 de miliarde, care este la nivelul întregii țări. În zilele următoare, Casa Națională și Ministerul Sănătății vor împărți banii pe fiecare județ în parte. Așteptăm fila de buget cu rectificarea respectivă. Nici această rectificare nu acoperă însă necesitățile CJAS Gorj. Pentru a fi acoperiți financiar pe întreg anul 2011, cei din conducerea casei susțin că ar fi nevoie de alte cel puțin 200 de miliarde de lei vechi, însă s-ar mulțumi și cu mai puțin. Dacă nouă o să ni se aloce în jur de 180-200 de miliarde pentru medicamente gratuite și compensate și în jur de 30 de miliarde pentru programele naționale de sănătate, putem să spunem că o să încheiem anul în condiții foarte bune și nu o să fie absolut nicio problemă. În cazul în care suma este mai mică, nu e rău nici așa, pentru că de fiecare dată până la sfârșitul anului au mai avut loc rectificări. Deși anunțau că de la 1 august nu vor mai elibera rețete compensate și gratuite, din fericire pentru bolnavi, farmaciștii nu s-au ținut de cuvânt. Cu promisiunea de la casă că își vor primi banii, aceștia au eliberat în continuare rețetele compensate și gratuite.